Dau cuvântul domnului comandant director general al Institutului, colonel doctor Florin Placea. Bună seara! Vă mulțumesc că ați răspuns și de această dată invitației noastre de a fi alături la un moment important pentru Institutul Cantacuzino, acela de lansare pe piața unui produs nou, primul după preluarea Institutului de către Ministerul Apărării Naționale. Specialiștii secției imunomodulatori împreună cu cei din Departamentul de Cercetare și Dezvoltare au reușit, într-un timp relativ scurt, îi spunem aproximativ un an, să revitalizeze produsul Orostim. Iată că prin munca asiduă a celor care lucrează în acest institut am reușit să scoatem pe piață acest produs imunomodulator, Orostim HV, care este un supliment alimentar obținut dintr-un lizat atomizat din 15 tulpini bacteriene și o pulbere de extract de os verde folosit ca excipient. Are proprietăți antioxidante și de stimulare a imunității, determinând creșterea rezistenței organismului la infecții, în special la infecții ale tractului respirator superior. Orostim HV se administrează în perioadele cu risc de apariție a acestor infecții respiratorii persoanelor care lucrează în colectivități cu susceptibilitate crescută de îmbolnăvire, copiilor cu infecții respiratorii recurente, persoanelor din vârsta a treia și cele cu stări de imunitate scăzută. Tot acest proiect de cercetare-dezvoltare a fost susținut din fondurile Ministerului Apărării Naționale, fiind un proiect de cercetare, după cum v-am spus, întins pe perioada unui an de zile. În următoarea perioadă vom continua dezvoltarea produsului, astfel încât în viitorul apropiat, în anul următor, sperăm, să putem să realizăm transferul tehnologic către o altă arie de fabricație pentru producția în serie acestuia. Orostimul va putea fi achiziționat începând din 2 decembrie de la punctul de vânzare al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino din Splav Independenței 103. Acesta va fi comercializat atât sub forma pentru copii de 125 de miligrame cu flacoane de 10 și respectiv 30 de capsule la un preț de 25 sau 60 de lei în funcție de forma de 10 capsule sau de 30 de capsule și forma pentru adult de Orostim HV 250 de miligrame pentru adulți în flacoane de 10 capsule la un preț de 30 de lei și respectiv de 30 de capsule la un preț de 80 de lei. Sunt 10 capsule sau 30 în funcție de dorința fiecărui cumpărător. Tratamentul este de 10 zile pe lună, 3 luni consecutive. Prin intermediul dumneavoastră transmitem opinie publice că Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Medico-Militară este prezent pentru asigurarea stării de sănătate a populației și supravegherea sănătății publice. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului comandant director general al Institutului. În continuare, alături de respectul guvernamental, a luat cuvântul domnul Ludovic Orba, ministru, premierul Guvernului României. Mulțumesc! S-a emoționat. Nu e nicio problemă. Bună seara! Mulțumim că sunteți prezenți. În vizita anterioară la Institutul Cantacuzino, am discutat împreună cu echipa de cercetare și cu domnul director general al Institutului legat de lansarea acestui imunomodulator Orostim și împreună am convenit că atunci când va fi gata, voi fi prezent împreună cu domnul ministru Ciucă. Este rezultatul unei munci asidue, a unei echipe pe care o vedeți alături de noi. Eu nu am recunosc niciun merit, are Ministerul Apărării că a finanțat toată cercetarea pentru a putea scoate din nou pe piață un produs extrem de util. Acest produs poate fi folosit pentru reglarea practica cantității de anticorpi poate fi folosit, că de-aia spune imunomodulator. Practic reglează anticorpii în organism și întărește imunitatea organismului. De asemenea, am revizitat laboratorul de testare al Institutului, care a fost dotat cu un extractor automat, care a crescut capacitatea de testare semnificativ.
un extractor automat care are capacitatea de a amplifica într-un interval de timp mai mic de o oră a 96 de probe prelevate și care a dus la o capacitate crescută de testare a Institutului Cantacuzino, care poate atinge 1200 de teste pe zi, domnul director general. De asemenea, pot să vă spun că pentru noi, Institutul Cantacuzino reprezintă o instituție fundamentală în cercetarea medicală românească, o instituție pe care o vom sprijini, o instituție pentru care vom încerca să asigurăm finanțări serioase pentru atingerea obiectivelor ambițioase care au fost stabilite de conducerea institutului. Vă mulțumesc! În continuare, adresăm domnului Cașman și să adreseze întrebări. Doamne, eu o știre foarte pentru domnul comandant. V-am rugat să ne spuneți în ce stadiu ne aflăm în ceea ce privește reluarea producțiilor de vaccin. În acest moment suntem în plin proces de testare și de reluare a cercetării vis-a-vis de producția de vaccin gripal trivalent. După cum bine știți, a debutat acum o lună și jumătate testarea pe aproximativ 250.000 de ouă embrionate și sperăm ca până la sfârșitul anului sau începutul anului 2021 să avem un produs sigur pe care să putem să-l autorizăm și să-l, cum să zic, să-l dezvoltăm ca produs sigur. În momentul când vom putea raporta avem acest produs sigur, trebuie să facem transferul tehnologic într-o arie de producție conform normelor GMP. În acest moment suntem în plin proces de verificare, de cercetare, de dezvoltare a vaccinului trivalent. Suntem la două săptămâni de când a început evaluarea acestor ATI și vreau să vă întreb dacă aveți concluzii. Știu că săptămâna trecută vă dați aceste concluzii parțiale, poate în momentul ăsta aveți niște concluzii finale. În momentul în care va fi finalizată evaluarea secțiilor, Ministerul Sănătății împreună cu Departamentul de Situații de Urgență va prezenta un raport. Ceea ce am făcut la nivel guvernamental, deja am decis alocarea unei sume de 50 de milioane de euro pentru a finanța investiții în modernizare, reparare capitală, înlocuirea instalațiilor care nu sunt conforme și care nu oferă întreaga siguranță necesară pentru buna funcționare a secției. Puteți spune mai clar unde s-au luat aceste sume, ca să înțelegem unde au fost și problemele? Vă repet, asupra acestui lucru va fi prezentat un raport la finalul evaluării secțiilor de terapie intensivă. Domnul premier, referitor la acest medicament, dacă este un obiectiv principal guvernului ca acest medicament să ajungă și în farmacii, înțelegem că ar fi nevoie de niște investiții, dacă ajutați din acești bani chiar de la executivul farmacii. Cu siguranță vom aloca bani pentru a susține investițiile la Institutul Cantacuzino, atât din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării, cât și din fonduri europene. Deja am și gândit în cadrul priorității stabilite la nivelul Comisiei Europene, denumită Europa Inteligentă, vor fi alocate resurse semnificative pentru cercetare, inovare, dezvoltare și o parte din banii pe care putem să-i obținem de la Uniunea Europeană vor fi alocați și în proiecte de cercetare ale Institutului Cantacuzino. Cum putem să vedem acest medicament în farmacie, să-l livrăm de în farmacie? Din câte am înțeles, există autorizație de punere pe piață. Începând de pe data de 2 decembrie, deci nu mâine, poimâine, poate fi achiziționat din punctul nostru de desfacere de la poarta Institutului. Din online poate fi achiziționat. În funcție de contractele pe care le vom încheia cu diverse farmacii. Aveți ceva de estimativ?
asta este doar o perioadă de tatonare. Depinde și de intenția lanțurilor farmaceutice dacă vor dori să pună pe piață aceste, să le spunem, suplimente alimentare. Și acum întrebat pentru domnul premier. Ați văzut astăzi rata de pozitivare a fost de 30%. Care este situația paturilor de terapie intensivă din România? Mai avem locuri? Nu sunt suplimentarea? În mod constant la această întrebare v-am răspuns că noi căutăm soluții pentru a crește constant capacitatea de tratare în secțiile de terapie intensivă. Suntem gata oricând să luăm măsuri pentru a putea crește această capacitate. Cu siguranță. Ce se întâmplă uneori, asta este adevărat, distribuția cazurilor, a numărului de persoane infectate, nu este constantă pe teritoriul țării. Se poate întâmpla într-o anumită regiune să existe mai multe persoane. În acest caz, centrul de comanda intervenției, care funcționează 24 de ore din 24, caută soluții de internare a pacientului care are nevoie de internare în secție de terapie intensivă într-o altă unitate spitalicească dintr-un alt județ sau dintr-o altă regiune. Momentan există locuri libere. Poate nimeni n-ar fi crezut că vom ajunge la această capacitate. La ora actuală avem 1250 de pacienți care sunt tratați în secții de terapie intensivă. Capacitatea este mai mare și o vom crește în continuare, o vom adapta permanent la nevoia de tratare. Singurele limite pe care le avem, pe care le-am recunoscut, sunt limitele legate de resursele umane, dar și aici am încercat să implicăm cât mai rapid în activitate pe medicii rezidenți care și-au dat examenul la finalul rezidențiatului, de asemenea pe medicii rezidenți, și ultima măsură a fost aceea de implicare a studenților din anii terminali în activitatea efectivă de tratare a pacienților COVID. Și cu ocazia asta le mulțumesc medicilor care participă la acest tip de voluntariat, pentru că ceea ce fac ei este extrem de util și ne ajută foarte mult, atât pe medici, cadrele medicale, cât și pe pacienți. Domnule premier, în ultima perioadă am văzut mai puține teste COVID decât capacitatea maximă. De ce se testează mai puțin și dacă descrește această capacitate? Capacitatea este oricum mai mare decât numărul de teste care sunt efectuate. Numărul de teste este limitat de numărul de cereri, pe de o parte, care se încadrează în ceea ce se numește definiția de caz. Nu orice om care cere să fie testat se încadrează în definiția de caz. Chiar am ajuns la situații, îmi povestesc cei de la ambulanță, că unii au învățat simptomele și prezintă simptomele, chiar dacă ulterior, când se duc să recolteze probe, personalul ambulanței descoperă că, de fapt, nu sunt chiar simptomele relatate la apelul la 112, dar asta este. Dacă ambulanța ajunge, prelevează exudatul nazofaringean. De asemenea, vedeți că există capacitate și ea se manifestă prin testările la cerere, contra cost. Avem aproape în fiecare zi peste 10.000 de teste în zilele normale ale săptămânii, nu duminică, și capacitatea continuă să crească. Atât calitativ, prin exemplu pe care l-am dat cu achiziționarea de extractoare, amplificatoare automate, cât și prin creșterea numărului de aparate de tip real-time PCR. Pe de altă parte, v-am explicat, punerea în funcțiune a unui centru de testare nu este extrem de simplă, pentru că trebuie îndeplinite multe condiții pentru a putea pune în funcțiune un astfel de cer. Acest lucru, vă rog să nu mă întrebați pe mine, eu sunt inginer de profesie, este decizia specialiștilor în sănătate publică de la Institutul Național de Sănătate Publică, în general a Comisiei de Specialiști care funcționează la nivelul sănătății privitor la COVID-19. Care sunt acei specialiști? Acesta ar trebui să ne răspundă sau cine ar trebui să spună definiția de caz?
Institutul Național de Sănătate Publică. Dumneavoastră, ca premier, nu puteți să lucrezi acest lucru, să evalueze... Am mai purtat discuții pe tema asta, să știți că ei nu au stabilit o definiție de caz doar pentru că așa au vrut ei. Există niște practici, niște recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății, ale, inclusiv ale ECDC, European Center for Disease Control. În general, modul de testare se face în baza unor practici, unor rigori, care, vă spun sincer, nefiind specialist, este foarte greu să exprim o altă părere decât părerea care este exprimată de specialist. Bună seara, Cristina Ștefan, Antena 3. Domnule premier, vreau să vă întreb dacă luați în calcul să măriți capacitatea de testare în weekend, pentru că vedem în ultimele 24 de ore au fost făcute mai puțin de 10.000 de teste. Ar putea fi crescută capacitatea de prelucrare a testelor la sfârșitul săptămânii, în ultim, mai exact? Chiar astăzi am discutat cu domnul ministru Tătaru, referitor la această situație și vom căuta soluții. Pe de altă parte, gândiți-vă că și cei care lucrează, personalul care lucrează în laboratoarele de microbiologie, au nevoie măcar de o zi liberă și atunci ar trebui găsit un plus personalul care are dreptul să opereze toate aceste teste, este un personal cu o pregătire specială și numărul de specialiști este limitat. O să încercăm să găsim o soluție de a suplimenta numărul de persoane, de a acredita noi laboratoare și mai ales să facem o programare astfel încât să putem să testăm. De regulă apare această problemă la testele care se fac duminică spre luni, între 10 și 10, când este raportarea, pentru că e cea mai lungă perioadă de timp în care nu se lucrează, adică duminică, în cursul zilei de duminică. Vom încerca să găsim o soluție. Și vreau să vă mai întreb dacă luați în calcul ca toate spitalele din țară să primească pacienți infectați cu noul coronavirus, să știu că veți suplimenta capacitatea din secțiile de terapie intensivă cu aproximativ 280 și vreau să vă întreb unde... Această soluție este o soluție care a fost gândită încă de la începutul pandemiei. Gândirea unor circuite separate, astfel încât dacă este necesar să poate fi primiți pacienți COVID, și în spitale care nu sunt dedicate complet tratării pacienților COVID. Acest plan deja se și întâmplă în anumite spitale. De exemplu, Spitalul Universitar, Spitalul Floreasca, au circuite separate și primesc pacienți COVID. Când va fi necesar, se va implementa și în alte spitale. Important este să fie pregătite toate circuitele. Nu mai vorbesc de spitalele militare. Aici domnul ministru Ciucă vă poate spune clar care e situația pe spitalele militare. De regulă, iei decizia asta când un spital este pregătit, adică are toate circuitele gândite, are toate instalațiile pregătite, are, din punct de vedere al personalului, pregătit personalul astfel încât să opereze o parte secțiile normale și o parte secțiile care sunt dedicate COVID. Dar în perioada următoare luați în calcul fie să voliți anumite unități medicale, în perioada următoare vreau să iau în calcul scăderea numărului de infectări. Consolidarea trendului care a fost vizibil săptămâna asta de scăderea numărului de infectări. Și ăsta este mesajul meu. Cel mai simplu este să nu te îmbolnăvești. Ca să nu te îmbolnăvești, trebuie să respecti niște reguli simple pe care văd că le respectăm din ce în ce mai mulți. Și respectând aceste reguli, practic vom diminua numărul de persoane care se îmbolnăvesc și, în principiu, nu va mai fi o presiune atât de mare pe sistemul de sănătate publică. Și mai am o singură întrebare, dacă sunteți mulțumit de modul în care se fac în momentul de față anchetele epidemiologice, cel puțin cele din București? În materie de anchete epidemiologice, practic a trebuit să pregătim persoane care nu sunt medici epidemiologi sau infecționiști sau medici de medicină internă, au intrat inclusiv studenți din anii terminal de la Facultatea de Medicină care derulează anchete epidemiologice. Ei se formează în timp, se pregătesc în timp. Sigur că le au un timp până învață, ele se îmbunătățesc constant pe măsură ce personalul nou implicat în derularea anchetei epidemiologice învață efectiv cum se face ancheta epidemiologică.
Să știți că și în alte țări s-a apelat. Sunt țări în care s-a apelat inclusiv la armată să facă anchete epidemiologice. La un moment dat am și avut... Avem. Este un program în derulare. E un program în derulare cu domnul ministru al apărării. Sunt alte țări unde au apelat la poliție, de exemplu, sau specialiști din zona de interne ca să facă anchete epidemiologice. Evident, fiecare țară a trebuit să se adapteze la nevoia de a face într-un timp cât mai scurt posibil, conform ordinului Ministrului Sănătății, un termen limită în care trebuie derulată ancheta epidemiologică, pentru că identificarea rapidă a persoanelor de contact și dispunerea izolării sau carantinării persoanelor de contact reduce răspândirea virusului în comunitate. Mulțumim! Știm că la echipul de vaccinare din nou vor fi depozitate vaccinurile anticovid, se va fi depozitul central. Aș vrea să vă spun că mai multe detalii despre acest lucru. Care este capacitatea, care este temperatura, cum arată depozitele și cu siguranță nu vor fi suficiente cele de aici. Vă vom răspunde la aceste întrebări în cursul săptămânii acestea. Știți că strategia de vaccinare a fost dezbătută în guvern, va fi aprobată în CSAT și vom da toate informațiile în cursul acestei săptămâni, joi sau vineri. Vă vom da toate informațiile pe care le doriți pe acest subiect în cursul acestei săptămâni. Mai am întrebare legată de vaccinul gripal. Până la urmă, când era vaccinul gripal? Pentru că, până acum, am văzut că niște lucrări care n-au spus că sunt gripal până la anul. Fabrica schimbului o să fie, gripal. Eu n-am să vă dau răspunsul așa. Vă dau răspunsul domnul director general. Acum suntem în faza de finalizare a produsului, faza finală de cercetare, de finalizare a produsului, de testarea lui, de verificare. Evident, în paralel, gândim o soluție pentru a îl putea produce. La ora actuală există o linie de producție din care lipsește un utilaj pe care se poartă discuții pentru achiziționarea acestui utilaj. De asemenea, există și alte soluții posibile pentru a construi o capacitate de producere de vaccin care să respecte toate condițiile legale. Cu drag, vă mulțumim! O întrebare și gata. Întrebare, da. Valentinul Pare, de acea mintare de televiziune Probația. Pentru că domnul ministru știu că dacă îmi permite să întrebare. Ne puteți spune mai multe despre care este implicarea Armatei României în procesul de vaccinare anti-COVID-19? Deci, salutat deja că urmează să primească și România acest vaccin și cum se implică Armata în acest proces? Strategia de vaccinare a fost discutată și aprobată în guvern săptămâna trecută. Urmează ca în această săptămână să fie aprobată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ca atare, Ministerul Apărării Naționale pune la dispoziție atât resursa umană, cât și sistemul de sprijin logistic a întregului proces de vaccinare. Sunt elementele foarte bine stabilite de către specialiștii din cadrul Institutului, dar și din cadrul Direcției Medicale Militare. Ca atare, avem toate elementele pe hârtie, avem toate elementele deja demarate în procesul de realizare a liniilor concrete de executare. Asta vă pot spune până în acest moment. Și nu uitați că președintele Comitetului Național de Conducere a Campaniei de Vaccinare este medic militar. Domnul Valeriu Gheorghiță. Mulțumim!